Pensionarii s-au înghesuit de dimineață la ghișeele casei de ajutor reciproc. Sediul a devenit neîncăpător pentru cei care au venit să ceară împrumuturi. 860 de membri au fost deserviți doar în această zi. Că știam că toată lumea, cei care n-au fost, au primit pensiile și bătrânii de obicei sunt cam conștiincioși. Și au venit și foarte mult să solicite un nou împrumut, pentru că fenomenul care s-a întâmplat între sărbători, de exemplu, mie îmi spun că se plâng săracii. Că... Cei mai mulți pensionari se plâng că nu își pot achita facturile curente din cauza pensiilor mici, iar acum că iarna și-a intrat în drepturile, este frică de costurile ridicate pe care vor trebui să le plătească la întreținere. Nu o duc mai bine nici cei care au încălzirea pe lemne. Nu de puține ori și ei trebuie să se împrumute pentru a face față cheltuielilor. Am plătit creditul. Să luăm, că pensiuca mică, din pensiuca nu putem trăi. Ne treabă lemne și multe, că iarna. Pentru facturi mai. Da. E mică pensia asta. Și cum vă descurcați? Greu. Greu. Mm-hmm. Și medicamente, și plădătorii, aia este curentă. Nu ne putem descurca. Vă ajută casa de ajutor reciproc? Da. Foarte bine. Plătesc datoria, da. Am pe luat. Ce ați luat credit? Da, pe ce părere aveți? Cheltuiel. Pensia asta, după o groază de ani, cu 800 de lei, nu se poate. Am un nepoțel și probleme familiare. Chiar dacă luna decembrie anului trecut a fost una extrem de blândă din punct de vedere meteorologic, totuși CARP a acordat împrumuturi de aproape 1,5 milioane de lei. Pensionarii au cerut bani mai ales pentru a putea să-și cumpere toate cele necesare sărbătorilor de iarnă.